Salutare, dragii mei tuberești, bine ați venit la un nou vlog. Astăzi avem două mașini foarte, foarte mișto, XC60 Volvo. Ce este mișto la mașinile acestea? O să spun imediat prețul la ambele. Ideea este așa, una are echipare Inscription, iar cealaltă, asta neagră, are echipare Momentum. Asta are amortizoare adaptive, iar asta are perne. O să vedem cum se comportă mașinile. O să vedem care este diferența dintre echipări și, bineînțeles, facem și niște costuri de întreținere minime. Să știi așa, cam, știi cam ce te așteaptă. Am în 2019, dacă nu mă șel, băieții, da, 2019, și sunt de la Clasa Automotive și le mulțumim pe această cale că ne-au pus aceste căruțe, pardon, calește la dispoziție. Hai să începem. Și am aprins luminile la ambele mașini. Observați că cea neagră este mai ridicată decât prima. Deci avem perne acolo și sunt mult mai ridicate. Avem aici fază scurtă, da? Observăm, și luminile acelea de zi ușor pornite. Aici avem fază lungă și avariile puse. Hai să vedem și în spate cum se vede. Este zi și, bineînțeles, nu se văd foarte, foarte bine, dar aici avem ledușcă, după cum observăm, da? Pe toată zona asta este LED. Cheile, asta este cheia Inscription, da? Cu pele frumos așa, și observăm cromată, da? Și aici avem cheia Momentum, de la echiparea Momentum, care este o cheie de plastic mult mai ușoară, da? Astea sunt cheile. Bun, hai să vedem diferențele la mașinuțe. Deci, grila, hai să vedem cu grila. La Momentum, Piano Black, da? Grila observăm și înconjurată de crom. În partea cealaltă observăm Piano Black pe aici, crom pe aici, da? Bun, ne uităm jos, de exemplu, avem aici cu crom, da? Iar aici avem pur și simplu plastic negru. Bun, proiectoarele de ceas amândouă sunt cu LED, după cum observăm, și cam atât din față. Hai să le cuprindem pe amândouă. Da? Deci astea sunt echipările, cea neagră Momentum, cea gri Inscription. Hai să vedem în lateral. Cea Inscription în lateral observăm jantele. Deci asta este janta Inscription. Așa, și mergem la janta Momentum. Mie mai mult îmi place asta, sincer. Ok, hai să vedem în lateral. Deci în lateral avem la Inscription aici frumos, da, cu crom, iar la cealaltă avem un prag normal, după cum puteți și observa. Bă, băiatule, cât e de înaltă. Deci uitați-vă. Wow. Și cealaltă, hop, mai joasă. Se cunosc pernele la asta. Uite-le pe aici pe jos. Da, și hai să vedem în față să vă arăt de cine sunt făcute aceste perne. Ce scrie acolo sus? Stai așa, să focalizăm, AT și codul de original. O să spunem imediat la costul de întreținere, da? Și hai să vedem pe cealaltă. Deci asta este maxim ridicată. Observăm că avem acolo un arc. Nu prea se vede foarte bine că avem soarele. Da, cu amortizor. Hai să vedem în spate, că aici ați văzut în spate cum se văd pernele. Aici ai suspensie, da? Observați. Bun. Gurile de evacuare, hai să trecem în spate. Observăm la ochii de pisică, crom, frumos. Gurile de evacuare, tipsurile acestea sunt false, iar în interior avem țevușca. Iar la celălalt, hai să vedem, avem așa. Da? Nu ai crom la acei ochi de pisică și, bineînțeles, ai alte hoarne, vorba aia. Dați-o pe jos, deci aia e toba care se împarte în două. XC90 de 4 din 2019, mamă, ce am obosit. Hai să vedem prețuri. Hai să vedem prețuri. Automat 2019, 31.990, kilometri, ne interesează 105.000, diesel, suspensie pneumatică, da, tot ce înseamnă, motor de 2, 190 de căluți cu pele beige. Intrăm și la echipări de genul ăsta. Hai să vedem și pe cealaltă. 34.990, tot 2019, tot 190 de căluți, motor de 2,
cu 74.000 de kilometri. Asta are și plafon panoramic, uite-o. Deci inscription-ul avem pe ea plafon panoramic, iar aceasta nu are. Dar piesa de rezistență la ele este că cea neagră, chiar dacă este o echipare vizual mai slabă, să-i zic așa, are perne, iar cealaltă are amortizoare adaptive. O să luăm pe fiecare în parte să o conducem, să vedem cum se comportă. Prețurile le-ați văzut, bineînțeles, le avem de la clasa automotive, încă o dată mă repet, prețurile la costuri, bineînțeles, le avem de la asxsauto.ro și le vom face imediat. Hai să dăm un ochet, vorba aia așa, în interior. Keyless go, keyless entry, de toate, pele. Pele de sus până jos, ia să vedem și pe ușa, ia uite, pele de sus până jos, tati. În spate, la inscription, băi băiat, deci că n-a stat nimeni aici. Bun, ISOFIX, tot ce înseamnă, ia să vedem, cotieră aici, din ăla pentru schiuri sau ceva de genul ăsta, nu-l mai desfac, priză de 12 volți acolo și panoramă, tati, ia uite aici, frumos, ai acolo veioze, da, cârlige pentru a agăța chiloții, tot ce înseamnă. Ai și steagul aici frumos, uedia tati. Ia să vedem în fața, ce ai locul ăla aici. Și aici a pus cineva un alt țipind. Ca și aici. Volvo, ce faci, mă? Așa. Scaune full electrice. Așa, uite mă cum arată volan. Uitați-vă cum arată. Bordul cu piele, cu tot ce înseamnă. Piano black aici, modurile, da, de condus, aici frână electrică, bineînțeles cu autoholdul, da, și poți să tragi chestia asta așa, uite cât de frumos arată, cotieră, da, foarte frumos. Hai să vedem pe cealaltă cum arată, deci asta a fost inscription-ul, a, memorii pe scaune, da, și bineînțeles, siguranța este la ea acasă, pentru că vorbim de un titan în, și un revoluționar în ale siguranței, vorbim de Volvo. Dacă la aia aveai piele peste tot, aici ai doar în zona asta piele, restul un plastic mai moale, da? Deci se vede un pic de diferență. Cred că și aia avea cup holder, dar nu m-am uitat bine. La fel pentru schi, la fel avem priză de 12 volți, veioza la asta este pe jumate, după cum observăm, pe jumatea mașinii, să mă exprim așa. Bun, ia să vedem, cărlige de agăța chiloți, tot ce înseamnă, din ăla pentru acte la scaun. Uite, avem și aerisire pe geamuri, pe stâlpii laterali. În față, la fel, dacă la aia era pele peste tot, aici avem plastic mai moale, piele în zona asta de aici, scaune, la fel, bineînțeles, cu memorii. Ia uite, Harman Kardon, frumos, așa ca să se vadă, dăm focus, da? Scaune și pe acest model avem scaune electrice, cu butoanele așa pe Anno Black, scrie Volvo aici, să nu uiți în ce te urci. Dacă la celălalt aveam piele pe bord, aici nu avem piele pe bord, așa, la fel, Piano Black și aceleași comenzi pentru modurile de condus, start stop-ul, da? Tot ce înseamnă. Volanul la asta cu Piano Black, o să mă uit și la aia, că le pierd. Iar steagul frumos pe aceste scăunele, deasupra candelabru, bineînțeles, SOS, un cal frumos. Ia uite, avem aici oglindă cu ramă din aia, mai mult fără ramă gen, dar hai să le facem costurile de întreținere. Wow! Volvo XC60 2019, echipări diferite, mă refer ca suspensie, dar aceleași motoare, da? 2000 diesel, 190 de căluți. Ia să vedem, filtru ulei 59 de lei pe MAN, filtru aer 150 de lei pe MAN, filtru habitaclu 160 de lei, carbon MAN, filtru combustibil 290 de lei, Volvo OE. Distribuția pe HEP-ul, cu tot cu pompă, de apă 1450 de lei, discurile față ATE 480 de lei, discul spatele 350 de lei discul, plăcuțele față ATE 390 de lei, spatele 290 de lei, amortizor față adaptiv 4200 de lei la asta, parbrizul undeva între 2000 și 4500 de lei în funcție de echipările parbrizelor, farurile, aceleași echipări, far LED, costă undeva la 11.000 de lei OE.
găsiți voi alte branduri, e partea a doua, da? Am zis amortizorul ăsta, pernele la această mașină sunt făcute de ATE, bineînțeles, după codul OE stă Volvo, dar ați văzut că scrie ATE pe ele, dacă nu vă mai arăt o dată, costă undeva la 8500 de lei pernă. Deci cam astea sunt costurile. Sunt la jumătate, da, față de asta, dar aici e pernă. Vă spuneam că mai arătăm o dată, deci acolo avem, da, ATE, asta e perna. Ieșim în test drive cu cea cu perne. Observăm camere, marșarier, tot ce înseamnă, bineînțeles, city safety, toate sistemele de siguranță pe care Volvo le-a implementat și, bineînțeles, ne-a obișnuit cu ele. Ușor, ușor. Deci uitați-vă, mamă, am aici un X6, partea asta un RAV. Bun, hai să dăm drumul să vedem cum se simt pernuțele. Deci că drive. Bun. Poziție înaltă. Pleacă ușor. Îi dăm o tălpică, îi dăm o tălpică, talpă. Un pic de lag. Ai 190 de căluți. Nu te aștepta la ceva wow. Stai să dau mai jos camera. Dar nu te aștepta la ceva wow. Dar bineînțeles, cum am mai spus și la alte clipuri cu Volvo, asta nu e o mașină să o alergi. Se conduce foarte ușor. Ia uite. Ia uite. Foarte ușor. Îmi place, poziție înaltă, bineînțeles, avem un suvulică. Volanul, piele, se ține foarte bine în mână, se manevrează foarte ușor. Vizibilitate bună, oglinzi cu blind spot, cu tot ce înseamnă. Stâlpii, într-adevăr, groși, trebuie să fii totuși atent pe vremea sau seara, noaptea, la trecerile de pietoni. Dar vorbeam de perne. Păi se cunosc, tată, normal că se cunosc pernele. Bălângă-ne un pic. Dacă ai spondiloză, de exemplu, și mergi foarte mult cu mașina asta prin oraș, nu-ți recomand neapărat pernele, îți recomand mai mult adaptivele. Da? Pentru că pernele sunt foarte bune, de exemplu, la drum întins, plutești, dar prin oraș bălângă-ne un pic. E un pic dificil. Dar cine sunt eu? Eu spun așa, părerea mea, gen, știi? Cotiera, chiar dacă nu este reglabilă, e destul de înăltuță, adică nu mă deranjează, domne, stau câși și chestii de genul. Foarte mișto. E mașină pentru, știi, 40-45, damă sau bărbat, nu contează. Și ce îmi place la XC60 față de XC90, asta este o mărime, să zicem, ideală, preferată de majoritatea. Cu toate că eu, de exemplu, mie mi-ar plăcea mai mult XC90, să zicem, dar majoritatea, uitându-mă pe statistici, preferă XC60 din cauza dimensiunilor. Oricum ai spațiu, o grămadă, da? Nu am arătat portbagajul, dar mă dau imediat înainte să o luăm pe cealaltă la test, foarte repejor, ne uităm și la portbagaj. Hai să ne uităm acum. Vezi, am uitat de treaba asta, se deschide electric și ia uite, tati, spațiu. Dita mai spațiu, amândouă au priză de 12V aici, la amândouă deschizi banchetele, adică le rabatezi, mă scuzați, de aici, le dușcă frumos, aici o chestie din asta, da? Spațiu, tati, cât cuprinde și ia să vedem aici de dedesubt, bineînțeles, încă un spațiu de depozitare, da? După cum putem și observa, și acolo ai kitul de pană de la Continental. Uite-te, mă, da? Cu cine au băieții contract. Asta s-a ridicat frumos în sus și închizi de aici. Hați! Deci, pernele sunt foarte, foarte confortabile, dar cum vă spuneam, eu aș fi preferat adaptivele în oraș, pernele mai mult de autostradă. Dar hai să luăm și adaptivele acum. Gata, am luat a doua jucărie. Băi, dar să fim sinceri, uitați-vă cum arată asta cu piele albă. Bine, un bej spre alb, așa, nu știu, o chestie de genul ăsta, mai mult spre alb, cu panoramă. Hai. Ce ai, mă? Hai să o călcăm și pe asta. Aceeași treabă. Deci, nu vă așteptați
la cine știe ce, de asta cum îi zice, putere extraordinară. Sunt 190 de căluți, dar acolo mai măgari așa, știi? Asta nu înseamnă că nu te va ajuta în depășiri și așa mai departe. Dar nu compara, când auzi 190 de căluți, nu compara cu cai de BMW, da? Nu te duce acolo. Bun, văd clar diferențele, vorbim de suspensie. Aici simți, da? Deci nu este ca la pernă. Simți, dar nu bălângăne atât de mult. Aici este un drum denivelat. Amortizoarele își fac foarte bine treaba. Nu mai bălângăne așa mult. Acolo, aici simt când dă, da? Nu se aude sau ceva, nu vă gândiți, dar simți, da? Amortizorul. În schimb, la cealaltă nu simțeai, dar făcea bum, 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 da? Deci aia mi se pare foarte ok mașina de autostradă. Asta mi se pare mult mai ok de oraș, din punctul meu de vedere. Cor veni acum, eu știu câți dăștea, cum îi zice, dăștea, bă, mari, bă, să crede ei. O te, domne, da aici și așa. Asta e părerea mea. Dacă, nu știu, luați-le pe amândouă și conduceți-le pe amândouă. La cea cu perne nu se simte. Doar bălângăne mașina, da? Ești ca pe un norișor. Bineînțeles, vorbim de perne. La asta le simți, dar mașina asta mai dreaptă, mai rigidă, da? De asta zic că aceasta este mai bună de oraș decât cealaltă. Ca și aspect, îmi place mai mult asta, bineînțeles. Ai dungi cromate, piele albă, aici lemn frumos la zona de, cum îi zice, de schimbător de viteze, volanul, două culori, nu știu dacă era și alt, nu țin minte așa bine chestii, da? Dar cu chestia asta albă, domne, arată, ai panoramă frumos, da? E doar că n-ai pedale pe volan, la ăstea n-ai pedale pe volan, că nu le-a pus Volvo. Bineînțeles, siguranțe peste tot. Bine, nu de alea, mă refer la siguranță, da? Airbag în volan, stâlpi, lateral, ia să vedem, nu știu dacă asta are, ia să vedem. Da, airbag pe aici, pe jos, dacă nu mă înșel, la picioare, genunchi, așa, nu știu pe unde mai are, dar e plină, e, na, vorbești de Volvolache. La fel, toate sistemele, oprește dacă simte un obstacol, chestii de genul ăsta. Mașini pentru oameni care țin la viața lor. Și tocmai de acești căluți probabil intră de la turații mult mai mari, pentru că ei au zis, bă, nene, n-avem nevoie ca oamenii noștri sau clienții noștri să caute cai putere și zvâcuri și așa mai departe. Avem nevoie de oameni temperați pe care să-i ținem safe, da? Care să nu alerge cu mașinile. Dar, bineînțeles, dacă ai nevoie de pedală, ai, tati, sunt 190 de cai, totuși. Acestea au fost Volvo XC60. O plăcere să le conduc pe amândouă și rar găsesc două mașini de același tip, același motor, da? Dar diferite ca și echipări. Foarte mișto. E un vlog la care m-am distrat maxim și mi-a plăcut foarte mult. Nu uitați! Clasa Automotive, dealerul care ne pune la dispoziție aceste mașini. Nu uitați de e6sauto.ro dacă vreți accesorii și piese auto la telefon, accesoriile pe site, da? Și nu uitați de flotabol.ro dacă vreți să faceți Bolt, Uber, Black Cab, și nu știu dacă mai există spre și în București. Pa, pa!